pe lângă carte sau, nu știu, adaugi ceea ce te impresionează pe tine. Astăzi am venit aici să spun două, trei vorbe despre autor și să încerc să transmit un mesaj pe care l-am cules din public, să zic așa, din țară, unde am vizitat mai multe școli, mai multe sate și am donat cărți. Și numele acelor copii am venit cu o rugăminte către toți tinerii pe care îi văd aici, cu intenția de a ajunge să conducă, să ocupe un post în politică sau nu. În primul rând, înțeleg că autorul cărții și candidatul pe care îl avem astăzi alături este un om care a dat o importanță și părinții lui sau familia a dat o importanță foarte mare educație. Și vorbim aici cu un public educat care cred că are o datorie cu totul și cu totul importantă atât în legislația care vine cât toată viața probabil. Este și o zi specială astăzi, vedem ce înseamnă, nu știu, efectele unor democrații mai mult sau mai puțin predictibile. Sunt foarte, foarte multe teme astăzi și foarte, foarte multe gânduri. Aș vrea cumva să transmit ideea că părinții și copiii de astăzi ar trebui să simtă, ar trebui să știe că dacă au carte, au și parte. Ar trebui să aibă această convingere că dacă învață, dacă au intenția ca copiilor să fie educați, să depună efort în sensul acesta. Poate că s-a denaturat puțin direcția, poate că prea repede cumpărăm o coroniță deja în clasa întâia copilului, mai târziu încercăm să influențăm notele sau să-i găsim pe bani studii foarte bune. Dar acei copii care au rămas la țară, care nu au bani și sunt peste 200 de școli pe care noi le-am vizitat, copiii aceia au ochii triști, copiii aceia au nevoie de o susținere de undeva din sistem ca să poată să părăsească acele locuri foarte sărace și să poată să ajungă și ei undeva într-o școală potrivită cu talentul, cu inteligența lor. Astăzi, 2% din copiii care învață la țară ajung să treacă porțile universităților. Peste 50% din copii, da, sunt acolo și 2% ajung din diverse motive. Asta am dorit să vă spun. Asta sper să rămână într-o memorie și oricând să putem discuta despre asta, dacă veți fi undeva în rândurile care iau decizii. Și nu e suficient să facem reforme și să vorbim teoretic. Trebuie să ajungem acolo, să ieșim, să coborâm, să mergem în localitățile alea și să vedem că nu există șanse, nu există decât un birt acolo, nu există decât dorințe neîmplinite poate a părinților, pentru că banul limitează și o navetă de la 20 de kilometri de orașul Iași sau Temiri, ce oraș. Îmi pare rău dacă am deturnat puțin discuția, nici nu vreau să o continui, cred că ideea așa a fost prinsă din mers și o să încerc cât pot de pe poziția unei edituri și a unei asociații, pe lângă editură există și o asociație care face munca asta cu destul succes, să vă urmăresc, să vă felicit sau să vă atenționez pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim mult! Doamna Arsene a vorbit despre câteva dintre lucrurile pe care noi simțim că ar trebui să nu le mai vedem în viitor în România. E bine, Sebastian Burtuja vorbește în această carte despre procesul democratic din ultimii 25 de ani și despre cum lupta anticorupție ar trebui să funcționeze astfel încât viitorul să fie mai bun, astfel încât toate speranțele generației noastre să se îndeplinească. Aș vrea să invit pe domnul Tăpcesan să ne povestească puțin despre această carte.
Mulțumesc mult, în primul rând, pentru invitație. În al doilea rând, sunt într-o mică dificultate, pentru că a povestit despre această carte și a face legătura cu ceea ce face Tianu de mulți ani de zile, cred că reprezintă adevărata miză a discuției. Pentru că discuția pur și simplu despre democrație și anticorupție, aici este vorba de fapt de anticorupția formalizată, nu cred că ar, limitată numai la acest lucru, nu cred că ar fi relevantă pentru ceea ce a făcut și încearcă să facă ceea ce a făcut în ultimii ani și încearcă să facă în acest moment. Cred că este mult mai important să vedem cum, pornind de la ce conține această carte, am putea analiza ce perspective sau ce șanse avem cu toții ca prin implicarea pe care Tiana o reprezintă, în opinia mea, într-un mod exemplar, putem distruge fundamentele pentru care anticorupția formală este atât de prezentă astăzi, nu numai pe canale media, dar și în folclorul politic din România. Și cred că aici, pentru acest lucru, cred că și pentru acest lucru Tianu a intrat în politică, pentru că altfel s-ar fi făcut procuror. Dacă vrea să lupte cu mari corupți din România. Dar cred că sarcina lui este undeva mult mai complicată și mai dificilă. Există în prefața acestei cărți o referire, prefața scrisă de profesorul Diamond, o referire la cartea lui Fukuyama și la problema patrimonialismului sau a neopatrimonialismului, deci acelui sistem prin care, utilizându-se formal cadrul instituțional al unei stat modern și democratic, anumite grupuri de interese îl capturează și folosesc funcțiile publice pentru avantaje private. Cred că acesta este un element important al discuției. Al doilea element important al discuției este ceea ce vedem cu toții, nu numai în România, dar în multe țări ale lumii, ceea ce se numește astăzi populism. Dar în România, eu cred că are o caracteristică oarecum specială. Ceea ce vreau eu să spun este că, în fond, adevăratul scop al acestor grupuri este consolidarea acestui sistem de patrimonialism, deci de control al statului pentru avantaje private. Și acest lucru se face într-o sumedenie de feluri și care toate folosesc populismul ca un fel de alibi sau ca un fel de acoperire în fața populației. Cu alte cuvinte, discursul populist este utilizat astfel încât să se mascheze scopul fundamental care este acest control. Problema, în opinia mea, dacă știm aceste lucruri, dacă știm că acest patrimonialism se bazează pe relații și pe blocarea competiției, dacă știm că acest fenomen se referă la obținerea de rente din sectorul public, dacă știm că populismul este anti-elitist, dacă știm că populismul este a devenit și nu numai în România, și obscurantist și magic, aș putea spune, dacă știm toate aceste lucruri, ce instrumente avem sau ce am putea încerca să facem ca să însănătoșim, cu ghilimele de rigoare, democrația românească. Și eu cred că această carte indirect ne arată o cale de a ieși din această capcană în condițiile democrației reprezentative. Și până la urmă această cale de ieșire este exemplificată
și de cariera lui Tianu și de activitatea lui prezentă. Mi-ați putea replica la chestiunea asta că ceea ce s-a întâmplat azi noapte este o revoltă anti-elitistă globală și că dacă vorbim de meritocrație în România, este complet absurd, pentru că și pe alte meridiane lucrurile se văd destul de complicate din acest punct de vedere. Dar eu consider în continuare, sunt convins că singura soluție sănătoasă se referă la câteva lucruri pe care, poate nu direct această carte, dar tot ceea ce Tianu a făcut în ultimii ani, în special la Banca Mondială, și încearcă acum să o transpună în politică, se referă la mai multă competiție pe bază de merit, la crearea de oportunități cât mai multe și cât mai deschise, la crearea unui sistem de incluziune al acestor și oferirea acestor oportunități la o pătură cât mai largă din societatea românească, la un alt tip de educație despre care s-a vorbit, de care s-a vorbit și la înainte. Și acest lucru înseamnă în ultimă instanță toate aceste preocupări se regăsesc astăzi, cred eu, în a propune un alt tip de a face politică, ceea ce poate fi riscant în condițiile noastre, o politică a responsabilității și o politică bazată pe ceea ce se poate și pe ceea ce nu se poate. Pe a spune adevărul din punct de vedere al eticii profesionale. Cred că cu ceea ce se confruntă cel mai mult România în acești ultimi ani și poate în aceste ultime luni, este negarea din perspectiva utilității politice, înțeles populist, a eticii profesionale. Deci noi acceptăm mult prea ușor în anumite poziții sau în anumite funcții să trecem peste ceea ce noi știm că este posibil sau nu este posibil și numai din motive de oportunitate politică să susținem că albul e negru și că negru e alb și că toate astea vor, printr-o minune, printr-o magie, ar putea să funcționeze. Cred că ceea ce trebuie să propunem este exact acest lucru, să combinăm responsabilitatea politică cu o altă calitate profesională și cu o altă calitate a eticii profesionale și politicianul să fie în primul rând un profesionist care înainte de a avea conștiință liberală, conservatoare sau social-democrată, să aibă conștiința și caracterul profesiei pe care o reprezintă. Dacă reușim acest lucru, mai avem șanse. Dacă nu reușim acest lucru, perspectivele cred că nu sunt foarte luminoase. Și în cheiul rândului Lutianu să reușească să spargă acest lucru, acest baraj. Nu sunt mulți care au curajul să încerce în vremurile noastre, dar cine nu încearcă deloc nu are nicio șansă să câștige ceva. Și nu pot să spun decât că cred că sunt mulți care sunt alături de astfel de încercări și alături de tine în astfel de tentative, care până la urmă reprezintă însă și esența noastră de a încerca să realizăm ceva, nu numai pentru noi, dar și pentru ceilalți. Încă o dată felicitări, încă o dată mult, mult succes, ceea ce e mai greu de acum începe. Și sper să ne revedem pe 12 decembrie într-un context mult mai optimist. Mai spre speranță. Domnul Marian Staș, de ce ar trebui citit această carte? Dacă vorbesc fără microfon, ne auzim? Da. Bine. E nevoie tehnic de microfon? Nu. Bine. Așa, mă simt mai confortabil să purtăm conversația în felul ăsta. Păi, în primul rând, pentru că ea, cartea există. Felicitări.
distinsă echipă Curtea Veche, mă bucur să o văd așa cum este acum. O carte este o carte, înainte de orice. Sigur că putem citi și online, dar în momentul în care avem cartea în mână, dintr-o dată intrăm într-un alt teritoriu fabulos pe care îl savurăm și îl pătrundem cu totul altfel. Am să spun motivele pentru care eu am intrat așa în spațiul cărții și mai ales în spiritul ei și porțile pe care am intrat eu. Am citit cartea cu creionul în mână. M-a rugat Ianu să mă uit așa de la cap la coadă și am făcut-o cu acribie, ca să zic. Și am să mă împărtășesc trei lucruri care m-au impresionat. Interesant că două sunt preponderent de natură emoțională și al treilea de natură rațională. În primul rând, m-a impresionat emoțional titlul Între speranță și deziluzie. De regulă, atunci când lucrez așa într-o cheie poate mai deschisă, eu aș fi pus titlul de pildă sau o variantă ar fi fost Între deziluzie și speranță. La speranța la urmă, că așa, luați speranța voi care vreți să faceți lucruri. Dar nu, titlul este și riguros și lucid ales Între speranță și deziluzie. A doua componentă e lăsată la urmă și capătă greutate cu pondere mai mare. Al doilea aspect de care m-a lovit, asta m-a atins foarte tare, este diagnosticul pe care tu l-ai pus. Și dacă m-ați întrebat cum aș rezuma 300 de pagini de carte într-un rând, rezumatul meu sau sinteza mea este ceea ce tu ai scris acolo. Și Tiam spune în felul următor. Ăștia 25 de ani au marcat, și am să citez, ruptura eșuată a României de trecutul său comunist. Ruptura eșuată a României de trecutul său comunist. Eu n-am întâlnit un diagnostic mai acut și mai corect pus în 5 cuvinte sau 7 cuvinte despre ce a însemnat treptul ăsta de leac pentru noi. Asta pe mine m-a atins rău de tot. Inclusiv în educație. Ajungem și acolo, sigur că da. Iar din punct de vedere rațional, ceea ce m-a impresionat, mă așteptam să fie așa, dar când am cartea în mână și o citesc, realmente a fost impresionat de rigoarea științifică, de caracterul impecabil din punct de vedere intelectual, din punct de vedere științific, al modului în care ai construit diagnoza și în care ai elaborat și ai dat toate detaliile și din punct de vedere istoric și din punct de vedere instituțional. M-a impresionat. E scrisă cu toate notele de subsol. Așa că pe mine aspectul ăsta... 520. Da, multe, multe și bine făcute. Felicitări! Așa încât ruptura eșuată a României de comunist are în spate o analiză derulată cu un caracter analitic impecabil, cu toate datele și cu un argument și cu o logică a argumentului științific impecabil. Felicitări! Sigur, Între speranță și deziluzie, de fapt, tu pui așa și frustrarea, dar și analiza cât se poate de riguroasă, că punctul în care ne aflăm este un punct mai degrabă nefast, un punct greu care ar fi surmontat. Și atunci eu am să întorc argumentul și am să spun așa că între deziluzie și speranță, de fapt e România pe bune. De la deziluzie la speranță este România pe bune și asta înseamnă curajul generației voastre de a intra în joc. Și aici am să completez mai degrabă decât să folosesc doar numele tău, am să pun hashtag generația Tian. Pentru că nimeni nu e sigur, nimeni nu e singur, it takes a village to raise a child și niciodată niciunul dintre noi și nici tu și nici oricine altcineva nu e singur în tot jocul ăsta. Cu o floare cu siguranță nu se face primăvară. Și uitați-vă la voi cei care sunteți în sală și care știți despre ceea ce înseamnă România pe bune și școala pe bune și o să vedeți că întotdeauna pentru ca un proiect de asemenea calibru să iasă și asta mă refer în primul rând la schimbarea paradigmei. Bună seara, bine ați venit! Și aici mă refer în primul rând la ceea ce înseamnă schimbarea paradigmei clasei politice. Un singur jucător nu e suficient, asta spun. Și aici mă refer la hashtag generația ca atare. Constantin Țoiu spunea în Galeria Culisă Sălbatică un lucru tulburător pentru mine, că patria este generația în timp. Și asta este timpul generației voastre. Închei marcând odată în plus și accentuând pe meserie, ca să zic așa, mesajul cu care noastră ați început și mă bucur că n-ați găsit altă rimă decât rima educației, pentru că, evident, România pe bune n-are cum începe de altundeva decât de la școala pe bune. Ieșirea din comunism a societății nu are de cum porni de altundeva decât de la
ieșirea școlii din paradigma sa comunistă și trecerea secolului 21. Și ceea ce mi-a plăcut a fost tandemul de soluții pe care tu le-ai ilustrat aici, le-ai detaliat. În ordinea strategică, leadership pe bune și școală pe bune. Adică asta înseamnă o transformare profundă de paradigmă a comportamentului clasei politice, astfel încât un loc de incompetență și impostură, adică de ineptocrație, să puneți în primul rând voi în loc competență și caracter. Și asta înseamnă leadership pe bune. Iar școală pe bune, așa cum spuneam, înseamnă un cadru strategic pe care mă bucur că acum, în ceea ce înseamnă exercițiul electoral 2016, l-a spus în fapt așa cu forță, mă refer la ceea ce înseamnă valori de secol 21, arhitectură curriculară de secol 21, arhitectură de resurse umane de secol 21 pentru profesori, arhitectură instituțională de secol 21. Toate acestea pornind de fapt de la ceea ce a însemnat o analiză, așa cum spuneam, impecabilă, frumoasă, curată, limpede, științifică, de lux, cu ștaif, pe care ai făcut-o într-o carte remarcabilă. Felicitări și mult succes mai departe! Îl voi invita acum pe Sebastian să ne spună cum a scris această carte și pentru cine a scris-o. Mulțumesc mult! O să încep tot fără microfon, dacă îmi dați voie. Ce să mai spun, după atâtea cuvinte frumoase, nu știu cât sunt de meritate, oricum vă mulțumesc din suflet. Peste 51%. Am o foarte lungă listă de mulțumiri, dar o să încerc să fiu succint. Și în primul rând vreau să mulțumesc echipei Curtea Veche, doamnei Arsene, Mariei, bineînțeles, Mirunei, Silviei și lui Barna. Sunt realmente nu doar o editură, sunt chiar o familie. Asta e sentimentul pe care l-am avut când am pășit prima oară în sediul noastră. Categoric. Deci, o casă, cum să vă spun. Efectiv, o atmosferă extraordinară. Și mă bucur foarte mult că mă găzduiți și pe mine cu acest debut la Curtea Veche. În al doilea rând, toți oamenii care au colaborat efectiv la acest proiect, prefața e semnată de un om foarte drag mie, profesorul Larry Diamond, de la Stanford. Postfața, de asemenea, un profesor român, așa, cu verbul la el și riguros, Vladimir Tismăneanu. Și câteva personalități pe care dați-mi voie să ne amintesc că au adăugat niște cuvinte de întâmpinare, mai puțin uzuale, mi s-a spus, pentru o carte apărută în România, dar pe stil american le-am păstrat. Și le mulțumesc foarte mult Viorica Alexandru, Adrian Curaj, Cristi Ghinea, Emil Curezeanu, Vasile Iuga, Florin Pogonaru, Sandra Pralong, Marian Staș, Marius Stoian, Cătălin Stoica, Laurențiu Ștefan și Codru Vrabie. Mulțumesc mult de tot tuturor prietenilor, familiei, soției mele, Hali, care m-a răbdat cu infinită anduranță în toți acești ani. E un proiect de 10 ani de zile și nu pot să-l închei sau să-l încep, depinde cum priviți, fără să le mulțumesc foarte mult și soției și părinților. Între timp a apărut și fetița noastră. Suntem o familie în creștere. Și încă două mulțumiri. Maria Magdalena Manea, mulți dintre voi o cunoașteți din Liga Studenților Români din Străinătate, este cea care a tradus o bună parte din lucrarea din limba engleză și a îmbogățit-o, aș spune. Și de asemenea îi mulțumesc din suflet. Deloc la urmă îi mulțumesc bunicului meu, cartea este dedicată, ca să răspund întrebării Mirunei, un preot foarte mult har și un bunic care m-a învățat foarte multe și care mi-a spus, o spun mereu, cu foarte multă mândrie, în viață să nu faci ceea ce poți, să faci ceea ce trebuie. Cumva simt că a trebuit să public această carte, să apară așa cum este ea acum. Nu știu dacă e întâmplător 9 noiembrie, căutam să văd care e semnificația zilei și cred că este una, dincolo de faptul că avem un președinte al Americii surprinzător în persoana lui Donald Trump. Nu știu unde vă plasați, dacă e speranță, dacă e deziluzie, evit să comentez. Amândouă. Sau poate timpul va decide. E clar că însă în istorie avem cel puțin două repere care marchează fragilitatea unei democrații și s-au întâmplat ambele pe 9 noiembrie. Primul în 1938, în Germania nazistă, se întâmpla Kristallnacht, noaptea de cristal. Era începutul Holocaustului, dacă vreți,
atunci foarte mulți evrei au avut, au început să sufere în acea noapte și a continuat până pe 13 noiembrie, dacă nu așa. Iată deziluzia și fragilitatea. Însă în 1989, în aceea zi, e ziua în care Germania de Est deschide practic porțile și începe să cadă zidul Berlinului. 9 noiembrie 2016, Trump, așa cum am spus, vom vedea, dar și această carte e un proiect început la Stanford University, continuat la Harvard și cumva decantat în perioada în care am avut privilegiul să lucrez la Banca Mondială. Mă bucur că mulți dintre foștii mei colegi sunt aici, inclusiv Victor. Între timp, Victor poartă o altă pălărie la Cancelaria Premierului. Mai vreau să mă întorc la momentul de început și voi fi foarte scurt. Nu știu câtă lume vorbește despre asta, dar realmente pentru generația mea, generația anilor 80, născută în anii 80, de fapt, Revoluția a fost un moment șocant. Nu vă pot descrie decât așa cum s-a reflectat ea în mintea mea de copil, văzând, privind Revoluția la televizor, alături de părinții noștri care plângeau. Cred că foarte mulți dintre colegii mei de generație au această amintire, pentru că nu mi s-a întâmplat foarte des să-l văd pe tata plângând. Nu mi s-a întâmplat de atunci să-l mai văd venind în casă cu o șubă veche, așa cum purta pe atunci, și cu o banderolă tricoloră pe braț. Momentele astea te marchează, n-ai cum. Într-o minte de copil de 5 ani, ce să vă spun, e ceea ce te marchează și cumva am rămas obsedat ulterior în anii care au urmat de această întrebare. Ce s-a întâmplat cu acele momente? Ce s-a întâmplat cu acea speranță pe care am simțit-o indiferent de vârstă, cred, cu toții aici în țară? Unde am greșit? Cred că asta e parte din carte. Asta încerc să răspund. M-am legat, cumva m-am ancorat în această problemă a corupției politice. O simt, am simțit-o, am analizat-o ca pe sursa răului sau foarte multor rele din România postcomunistă. Și am încercat să văd ce s-a întâmplat cu acest fenomen, când a crescut, când a scăzut și sub impactul căror factori. Interni, societate civilă, presă și așa mai departe, sau mai degrabă extern, presiuni din Uniunea Europeană sau altor parteneri. Câteva elemente de noutate și închei. Cred că intră în un studiu documentat, nu știu dacă aș merge de departe ca Marian sau ca Victor, dar e documentat. Cred că aducem premieră 62 de interviuri ale unor lideri de opinie din diverse segmente, români și străini, care vorbesc despre experiența lor privitoare la corupția din România. Și bineînțeles, o perspectivă pentru viitor. Toată lumea întreabă, bun, știm că avem cu toții o problemă, dar ce facem de acum înainte? Și cred că poate oferi această carte câteva soluții. În mod esențial însă, lecția pentru mine, după acești 10 ani de cercetare, este că se aplică ceea ce, nu știu, spunea Nicolae Băcescu, tot ceea ce nu este prin noi, nu va fi pentru noi. Putem miza pe parteneri externi să creeze acest cadru anticorupție, să-l consolideze chiar, dar nu la infinit. În epoca post-aderare, pârghiile pe care Uniunea Europeană le are față de România, față de acest parcurs să ne mențină traiectoria, sunt mult mai slabe. Întotdeauna o democrație e fragilă, cu asta am început. Trebuie să ne întărim noi înșine, iar fără lideri în arena publică, din păcate, acest lucru nu se va întâmpla. Vă împărtășesc într-o ultimă frază, în câteva fraze, impresiile mele din teren. Am fost la Neamț de 2 luni de zile și am vorbit cu probabil mii de oameni în stradă, încercând să văd care sunt problemele, ce își doresc nemțenii, românii în general. E un exercițiu extraordinar. Nu vă puteți imagina ce hău există între omul de rând și politicienii zilelor noastre. Imens. De aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat și în America aseară. Pentru că americanii, iată, au fost gata să treacă peste insultă, incompetență, slăbiciune, nu știu, spuneți-i cum vreți, și să aleagă un om pentru că pur și simplu s-au săturat de business as usual, cum ar spune.
mă vedeam unde ne duce acest pariu destul de riscant. Îmi doresc din suflet ca România să nu facă un astfel de pariu, dar riscurile există și cred că în carte veți regăsi și alte elemente care ar trebui să ne pună pe gânduri. Eu mă bucur și aș vrea să închei într-o notă optimistă, pentru că suntem împreună în această seară. Și aș vrea să închei cu un citat pe care îl iubesc foarte mult, este și în carte, este din Petru Creția, și pune această speranță într-o cheie a responsabilității individuale a fiecăruia dintre noi. Și spune că speranța este o alegere. Este o alegere a posibilului bun. Citând din memorie, nu este vorba de un banal optimism, ci de o dârzenie lăuntrică, de o lumină în beznă. Vedeți? Asta înseamnă să poți să lupți. Steinhardt spunea, obligatorie este lupta, nu doar sau nu în sine biruința. Am speranță că acest popor român se va lupta până la capăt pentru acea Românie pe care am visat-o în decembrie 89, Românie pe bune. Vă mulțumesc că suntem alături, chiar vă simt alături și vă invit să petrecem și câteva clipe după această discuție împreună la un par de ceva bun și, nu știu, la... Și autograf. Și autorul, vă invităm la autografe. Sperăm să citiți cartea cu plăcere, o găsiți chiar aici pe hol. Și tot pe hol vă invităm și la